deșteptarea. Ieri a fost ziua premierului, am văzut în toată media. Nu mănânc pâine, dar am fost la piață. Răspunsul ăsta a pus gaz pe foc, așa, premierul fiind întrebat dacă știe cât costă o pâine. De care? Că asta e... Pâinea e de la 0,86 de lei chifluța? Poate așa ar fi trebuit să răspundă. De care? Da, păi da. Și să dea exemplu tău. Te miră astfel de întrebare până, să mă ierte Dumnezeu, știu, aici un magazin pe Panduri care are o pâine, cred că e și 25 de lei, dacă întreabă cineva. Vorba ta, începe de la 90 de bani și se oprește undeva la fără număr. Ca întrebarea și răspunsul, ne face o dezbatere. Pâinea are prețuri diferite pentru oameni de categorii diferite și pentru plăceri diferite. Dar tu când spui pâine, la ce pâine te gândești? Eu iau o pâine feliată cu semințe, nu pot să zic acele. Da, ea se mănâncă cel mai mult. Zi repede. Cred că e vreo 8 lei. 8 lei? Cred că e vreo 8 lei, dar acum zi la radio, să mă critice multă lume. Domnule, dar câtă? Eu pâine de 8 lei, ajunge o pâine din aia, m-am uitat în casă așa cam vreo 3 zile. Are și un termen de valabilitate foarte mare, poți să ții 14 zile fără nicio problemă. Liniștit, dar mă rog, ca toate astea vidate. Dar acum știi cum e, multă lume am văzut dezbatere, întrebarea e neclară, duce la dezbatere în toate părțile. Într-o țară în care cel mai consumat aliment este pâine, însă premierul trebuie să aibă un preț orientativ și să știe dacă sunt scumpiri, dacă nu sunt scumpiri, dar dacă vreți data viitoare o întrebare care să-l înfunde pe domnul prim-ministru legată de pâine și la care ar putea să răspundă mult mai clar decât asta, este de ce evaziunea fiscală la produsele de panificație continuă să rămână la același nivel de ani de zile? Sau de ce România are producție record la greu și pâinea... Și pâinea, da, uite, astea sunt lucruri. Altfel, sigur că trebuie să știi ca premier, domnule, da, o pâine... În general, în medie, ar putea să fie pe aici și pentru foarte multe familii de români care au câștiguri mai mici, o pâine costă în jur de 2 lei și 50. Ceva de genul ăsta. Da. Deșteptarea